Eu sunt Miremi și bine ați venit din nou pe channelul meu. Nu-mi vine să cred că a mai trecut un an. Însă, sincer, sunt foarte mândră de anul care a trecut, sunt mândră de acest channel, de voi, sunt mândră că am niște fani minunați și vreau să vă mulțumesc cu această ocazie cu mari emoții, credeți-mă, am înregistrat partea asta de vreo, probabil și de 20 de ori. Și mă tot încurc, dar am foarte mari emoții și vreau să vă spun din suflet că vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă mulțumesc că mă susțineți și vă iubesc și vă îndrăgesc. Și pentru că oarecum acesta este și ultimul video din acest an, m-am hotărât ca în el să realizez o coafură foarte specială. Și este și coafura pe care vreau să o port la intrarea în noul an, așa că m-am hotărât să o împart cu voi. Este o coafură foarte specială și foarte unicată. Și nu o să vorbesc foarte mult pentru că cu siguranță mă voi încurca din nou, așa că vă las să vedeți videoul acesta până la sfârșit. Încep realizând o cărare într-o parte. Iar apoi împrind părul provizoriu cu o agrafă. Realizez o altă cărare, însă de data aceasta verticală, de la capătul cărării inițiale până în spatele urechii. Și din nou prind părul din afara selecției cu o agrafă. Următorul pas e să realizez 3 selecții în interiorul selecției mai mari, iar pe acestea le facem creând 2 linii paralele. Fiecare selecție o prind provizoriu ca să nu mă deranjeze. Cu ultima selecție voi realiza o împletitură spic. Realizând o selecție potrivită de păr, pe care o împart în 3 părți egale. Șuvița de jos va trece peste șuvița din mijloc, iar șuvița de sus va trece peste șuvița din mijloc. Acum, șuvițe de jos îi adaug păr din lateral și împreună vor trece peste șuvița din mijloc. Adaug și șuviței de sus puțin păr din lateral și o trec peste șuvița din mijloc. Și continui cu acești pași până mă folosesc de tot părul din selecție. Capătul îl prind cu un elastic. Acum realizez o astfel de împletitură și cu cele 2 selecții de păr rămase. Pentru a obține mult volum, eu am început să îmi tapez părul. Adaug și puțin fixativ ca tapajul să reziste toată seara.
Îmi tapez ușor părul și în lateral. Iar apoi cu degetele îl aranjez și îi dau poziția dorită. Acum îi voi adăuga puțin efect de sărbătoare. Iar pentru acest pas am nevoie de o pensulă și sclipici. Aplic puțin fixativ pe cele trei împletituri, iar cu o pensulă aplic puțin sclipici. Și gata! Dacă ți-a plăcut această coafură și dacă ai învățat 6 lucruri noi de la mine, dacă îți place ceea ce fac, e bine, aștept să-mi arăți acest lucru printr-un deget în sus. De asemenea, te rog să împarți acest video și pe paginile tale de socializare sau cu prietenii tăi. Și dacă ești nou pe aici, dacă încă nu te-ai abonat, te invit cu mare căldură și cu mare drag să te abonezi și să faci parte din mica noastră familie. De asemenea, aștept comentariul tău fie aici jos pe pagina mea de YouTube sau pe paginile mele de socializare. Precum știți și v-am obișnuit, toate linkurile le aveți în căsuța de descriere. Nu uitați că acolo comunic destul de des cu voi, așa că dacă încă nu mă urmărești pe paginile mele de socializare, e bine, uită-te repede jos în căsuța de descriere și dă-mi follow și pe Instagram sau pe Snapchat, pe Facebook, unde vrei tu. Și nu în ultimul rând, dacă cumva realizezi și tu această coafură, aștept să văd o poză cu tine. Urcă pe pagina ta preferată de socializare, acolo tăguiește-mă, hashtag Miremi sau hashtag MiremiVlog și vreau să-ți dau și eu o inimioară sau un like. Nu uita că dacă nu ți-am dat încă o inimioară sau un like, înseamnă că poza ta nu a ajuns încă la mine. Asta a fost totul pentru azi, ne vedem în următorul videoblog. Bye, bye! Bine ați venit din nou pe channelul meu, am vrut să zic în anul nou. Nu o să mai zic mari cuvinte pentru că am înregistrat partea asta cred că de vreo 20 de ori și am foarte mari emoții și să fiu frumoase și unicate și nu vine să trec. Nu vine să cred. Plin de evenimente. Și sunteți alături de mine. Sunteți frumoase în all an. Mega beauty, mega fashion, mega super tare. Ce numesc cuvintele trudalor? Wow, e special. Wow, am foarte mari emoții. Am făcut foarte multe lucruri. Momente, numesc cuvintele. Nu zic nimic corect și bine. Să vizualizați. Nu zic chestia aia.